să menționez că vorbim de rezultat pentru desfășurarea ședinței. Absentează 7 consilieri locali, domnul Costa Robert, Ion Marian, Nichita Tereza, Finalul Coliuț, Mărul Marian, Nicolae Lucelu și cam atât. Doamna secretar, dacă îmi permiteți, stimați colegi, proiectul numărul 2 doresc să-l retrag, fiindcă nu am primit răspunsul celor de la ECOSUD. Rămâne doar proiectul numărul 1. Eu l-am scris și mai. Am rugămintea să formulați o propunere pentru președinte de ședință, pentru ședința de astăzi, în care lipsește doamna Nichita Tereza. Domnul Damian, că e deja... Știe să citească. Supun aprobării dumneavoastră propunerea comunală de domnul Joacă. Cine este pentru? Să începem. Așadar, rămâne pe ordinea de zi un singur proiect de hotărâre. Am să-i dau citire. Proiect... Înainte de toate, supun aprobării ordinea de zi. Cu mențiunea de a retrage din ce s-a propusese proiectul al doilea de pe ordinea de zi. Cine este pentru? În unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre numărul 123/20/4/2023 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul numărul 7344 din 13/2/2019 privind asigurarea continuității prestării serviciului de salubrizare al municipiului Giurgiu pentru activitățile privind colectarea și transportul deșeurilor municipale, a deșeurilor similare, provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și deșeurilor provenite din locuințe generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și sau exterioară a acestora. Avizul comisiilor de specialitate, administrație publică locală. Aviz favorabil. Comisia Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Servicii Publice. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu sunt... Aș putea eu, dacă îmi permiteți, domnul președinte. Sigur. Stimați consilier, astăzi am avut o întrunire a Comitetului Local al situațiilor de urgență, datorită faptului că groapa de gunoi ECOSUD Flătești nu mai primește gunoi de la agentul de salubrizare care a primit integrarea respectivă în OSAR. Ei spunând că sunt datorii acumulate din mai anul trecut, pe care le datorează Rosalul către ECOSUD, în valoare de peste 4.500.000 de lei. Noi ne-am făcut datoria și am plătit în acești 2 ani și jumătate și financiar urban, și Girexim-ul, și toate executările silite, și penalitățile, și dobânzile, și am ajuns, numai anul acesta am plătit în 3 luni de zile 2.700.000 și mai avem de plată către Rosal 5.500.000. Noi v-am chemat astăzi aici. Am vrut să asigur operatorul ECOSUD că vreau să defac un acest act adițional și să asigur plățile pentru cantitatea de deșeuri produse de către municipiul Giurgiu și să defac acest contract, iar operatorului de salubritate să-i plătesc celelalte operațiuni, respectiv colectare, sortare, transport și așa mai departe. Pentru asta ne aflăm noi astăzi aici. M-am întâlnit după Comitetul Local al Situațiilor de Urgență, unde am inițiat această propunere și am chemat Consiliul Local în ședință ad hoc,
de îndată pentru a prefecta acest lucru, iar la orele 13 m-am întâlnit cu reprezentanții ECOSUD, cu directorul comercial. I-am prezentat lista birourilor de executori judecătorești. Ei reclamă faptul că ei sunt la poziția 15, iar aceste plăți se fac în ordine cronologică, iar noi am ajuns la numărul de ordine 14. Am vorbit la economic, am găsit soluția să plătesc mâine încă 981.000 de lei și să ajungem la poziția 15 unde este ECOSUD. Directorul comercial mi-a spus că acționariatul de la ECOSUD este foarte supărat pentru ce au făcut niște societăți în interiorul Rosal și s-au desprins, iar pe cele 14 poziții cronologice reprezintă doar reprezintă o parte care s-a desprins în societatea Rosal. Și am spus că nu este treaba mea. Eu dacă știam de acest lucru, făceam acest lucru pe care îl facem astăzi, din mai anul trecut, sau din iunie, sau de când considerau domniile lor, ca să nu intrăm în această situație. Ei au trimis doar o notificare pe data de 10, în care ECOSUD către Rosal îi anunță că dacă nu își fac plățile la zi, nu mai primesc gunoi. Fără să le dea și nouă științare decât în copie o adresă între cele două entități. Am vorbit cu domnul Grătianu, care e reprezentantul ADI-ului, și mi-a spus că și dânsul a luat la cunoștință de această înștiințare și totuși i-a sunat pe cei de la Rosal. Iar cei de la Rosal le-a spus că nu e nicio problemă, patronatul este în concediu conform sărbătorile pascale și vor face plățile, să stăm liniștiți. Lucrul acesta nu s-a întâmplat. Probabil sunt anumite supărări sau anumite termene, fiindcă la noi survine, pe data de 10 mai aproximativ, scoaterea la licitație a salubrizării în orașul nostru. Și atunci noi nu putem să ne implicăm în toate tevaturile astea de ordin financiar fiscal pe care le face societatea Rosal sau altă societate, sau ECOSUD. Eu l-am asigurat pe ECOSUD că nu pot să fac plăți decât în viitor, după trecerea acestei hotărâri de Consiliu, nici de cum nu pot să plătesc anterior. Pe poziția 15-a, primăria Giurgiu trebuie să plătească prin biroul executor judecătorești o sumă de aproximativ 3.600.000 de lei. Doamna director economic este prezentă de față, i-am spus că nu pot să plătesc această sumă și să admită și să transmită acționariatului o plată eșalonată de câte 600.000 de lei lunar. I-am spus că și dacă vor trece la executarea silită a primăriei pe cuantumul sumei respective, nu vor lua decât vreo 300.000 de lei. Deci vor lua mult mai puțin decât propunerea mea de eșalonare. A rămas în dezbatere, totuși nu am acceptat această situație. Conform legislației în vigoare, nu mi s-a dat nici de Garda Națională de Mediu, nici de Agenția de Protecție a Mediului, aprobarea sau avizarea unui teren pe care să facem o platformă temporară pentru a nu pune în pericol sănătatea populației, de a colecta tot gunoiul în oraș și de a-l duce la marginea orașului. Legea nu prevede așa ceva și sunt supărat pe factorii de decizie, fiindcă cu toate cele întâmplate în sectorul 1 București, când toată lumea nu înțelegea de ce se aglomerează străzile, pubelele, insulele dintre blocuri cu cantități imense de gunoi și au apărut și șobolanii, dacă vă aduceți aminte, și restul, și nu înțelegea că legea este incompletă și nu permite OAT-ului să determine o altă platformă temporară unde să depoziteze gunoiul pe o perioadă de câteva zile, o săptămână și ulterior să ajungă totuși la groapa de gunoi, fiindcă legislația nu permite, astfel încât Garda Națională de Mediu și nici Agenția de Protecție a Mediului nu mi-acordă, fiindcă nu are această posibilitate de a-mi aviza o platformă temporară. Am luat legătura și cu politicienii de a încerca să amendeze, de a vă da seama, birocrația din Parlament sau din Guvernul României, măcar să-mi scoată o hotărâre de guvern care să modifice, ca să nu punem în pericol. Dați seama cum este și pentru mine și pentru dumneavoastră, reprezentanții ai cetățenilor giurgiuveni, situația critică după sărbătorile pascale, unde numai ieri am avut
30 și ceva de străzi unde nu s-a colectat gunoiul, cantitatea este mare de gunoi după sărbătorile pascale, urmează și sărbătorile orașului și practic eu nu știu dacă s-a gândit cineva să ne pune la zid sau nu. Eu sunt dator să vă spun situația de fapt astăzi cu care ne confruntăm și vă mulțumesc că ați dat curs pentru acest proiect de inițiativă. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu dacă mai sunt alte intervenții. Vă rog. Am și eu să fac niște completări aici. Citeam actul adițional și aș vrea, dacă mi este permis, să fac câteva amendamente pe care colegii mei să le ia în calcul și să modificăm acest act adițional, pentru că așa cum este redactat acum, nu subliniază clar care este obiectul acestui act adițional. Articolul 1 spune așa, prevederile articolului 4, prețul contractului din capitolul 2 se modifică. Deci obiectul acestui act adițional, din punctul meu de vedere, nu este prețul contractului. Da? Citiți și dumneavoastră, vă rog. Obiectul actului adițional ar trebui să facă activitățile care sunt reglementate prin acest contract, în speță depozitarea gunoiului. Da? Deci obiectul acestui act adițional, dacă am dreptate, domnul avocat nu poate susține sau contrazice, obiectul acestui act adițional ar fi trebuit să fie activitățile prestate prin contract. Deci depozitarea gunoiului. Nu, colectarea rămâne. Noi nu facem prin actul adițional decât să scoatem din contractul de bază unul din obiecte. Unul din obiectele contractului. În speță, depozitarea. Deci actul adițional, după părerea mea, trebuie să facă referire strict la depozitarea gunoiului. Ulterior, se modifică și prevederile articolului 4 prin eliminarea tarifului pentru depozitare. Da? Deci așa cum este, nu are nicio legătură cu obiectul pe care îl discutam noi astăzi. Actul adițional face referire la prețul contractului. Uitați-vă și dumneavoastră. Contracte s-au gândit că modificarea prețurilor reprezintă că prin eliminarea tarifelor de depozitare se modifică tarifele care sunt prevăzute în delegare. Dar aveți dreptate. Practic, prin eliminarea unei activități, să conchidă clar în titlul acestui act adițional, practic se modifică actul de delegare, prin eliminarea operațiunii de depozitare și a tuturor tarifelor aferente. Și cu asta basta. Și rezultatul au prescut. Colegul are dreptate pentru că atunci când am fost, mă scuzați, am intervenit fără să-mi dați voie, domnul președinte, în momentul în care am fost astăzi convocați pe WhatsApp, scrie clar pentru ce am venit, pentru reglementarea situației privind depozitarea deșeurilor menajere colectate de Rosal, care nu mai este primit să le depună la EcoSud. Deci noi am... Din cauza asta, cred că și colegul meu a vrut să specifice clar că trebuie cumva amendament în actul adițional. Eu vă mulțumesc că aș vrea să ascult și opinia colegilor mei. Vă rog, doamnă. Problema asta în felul următor. Nu se modifică nicio clauză contractuală decât tariful în interiorul unui tarif. De exemplu, tariful pentru activitatea de colectare, transport și depozitare, a rămas decât tarif pentru activitatea de colectare și transport. A fost eliminată depozitarea... Și ce faci cu depozitarea? Care este obiectul contractului de bază? Obiectul contractului de bază inițial a fost pentru transport, colectare, fără depozitare. Asta a fost adăugată printr-un act adițional numărul 2, care este anexat. Da, practic, obiectul contractului obiectul, se modifică. Nu, obiectul contractului, contractului a fost fără depozitare. Și după aceea, prin act adițional? Prin act adițional a fost introdus în tarif și depozitare. Actul adițional trebuie. Actul adițional numărul 2, care l-am anexat, ca să vedeți că în acel tarif a fost... Dar n-aveam cum să facem tarif dacă nu aveam activitatea, obiectul în sine. Nu putem să punem un tarif dacă noi nu avem obiect. Pune doar tarif. A fost, deci, în acest tarif a fost modificat prin actul adițional numărul 2, în care a fost inclusă și această activitate.
Deci în actul adițional... Numărul 2, în tarifa fost depozitare. Depozitare. Am anexat actul adițional numărul 2, ca să se facă slajă. Deci atunci, ce l-a creat actul adițional numărul 2? Că se anulează și el... Păi nu trebuie să anulați, se modifică doar contractul. Adică se venit cu modificare la actul adițional numărul 2. La contractul de și să redactați. Dacă da, eu ca și specificație, modificarea tradițională numărul 2 la contract. Problema vine în depozitare. Numai puțin, vă rog frumos să luați cuvântul pe rând. Vă rog frumos pentru a ne putea înțelege. Domnul președinte, domnul secretar, vă rog să-mi permite să mă retrag. Mă așteaptă o casă de avocatură de o jumătate de oră. Nu permite să-i mai ales. Tot pe această problemă. Mulțumesc frumos. Revenim. Vă rog să luați cuvântul pe rând ca să ne putem înțelege. Bun. Atunci, doamna secretară, propunerea este să fie votat cu acest amendament. Până la urmă, asta să înțeleg că doriți? Păi, domnul președinte, deci am înțeles așa. Noi am venit pentru că nu avem unde să depozităm, așa încât mașinile sunt pline cu gunoi, pentru că n-au unde să depoziteze. Deci Rosarul i s-a interzis să depoziteze. Atunci noi trebuie să depozităm. Deci primăria va face direct un act adițional cu, sau un contract pardon, cu un contract cu ECOSUS pentru depozitare. Ei, când va fi? Deci în momentul ăsta noi unde vom depozita așa încât să existe posibilitatea de a depozita cu noi. Adică vom veni pentru, vom veni probabil pentru, pentru un contract. Știm sigur că ECOSUS este de acord cu efectuarea unui contract cu noi? Nu, păi de-aia și retras proiectul 2, domnul primar. De-aia și retras. Și de ce înseamnă că noi vom ține cu noi în mașini, că nu avem unde să-l depozităm? Nu, dar pentru situația actuală, așa am înțeles cel puțin, noi trebuie să nu mai plătim... Nu e vorba de plată, este vorba efectiv faptic. Plăteam rosarului și depozitare. În tarif îi trage depozitare, da? Păi acum noi am scos din tarif depozitarea, așa, pe care o să o plătim probabil dacă o vor ăia. Și plătim lor fără depozitare. Și fizic, unde depozităm? Fizic. Nu mai fizic, vă rog. Nu mai să depozităm, dar mai fizic, vă rog. Trebuie să facem cu ei. Are cuvântul domnul Cioacă, vă rog frumos. Deci, părerea mea că s-ar putea să mergem din greșeală în greșeală. Dacă noi scoatem depozitarea din acest contract, dar nu avem un alt contract de depozitare, să nu cumva să ne trezim că Rosarul ne cere bani pe colectare și transport, iar noi nu avem unde să depozităm. Ei zice, nu e treaba noastră, nu avem contract cu voi pentru colectare și transport. Despre asta era vorba. Deci, eu zic să nu... Cum era inițial, când aprobam ambele, era ok. Adică scoteam depozitarea și din contractul Rosar, făceam contractul ECOSUS de depozitare. Întrebarea mea că ce facem dacă scoatem depozitarea din acest contract? De bine de rău, ei sunt obligați să depoziteze conform contractului. Că numai ea ECOSUS-ul poate să duce la mine, poate să duce. În momentul ăsta e obligația lor de a găsi soluții. Dacă noi scoatem depozitarea, eu o să zic că bine. Depozitați-mi. E împlătiți că eu vi-l ridic. V-am înțeles punctul de vedere. Vă rog, doamna Glăvoan, doreați să mai continuați. Da. În discuțiile purtate cu ECOSUD-ul, urma să încheiem inițial, să încheiem un contract. Numai că din și-am spus așa, nu putem încheia un contract direct cu primăria municipiului Giurgiu, având un contract încheiat cu ADI-ul municipiului. Bun. Și atunci, mi s-a propus încheierea unei convenții. Deși în comisie sunt de acord cu încheierea direct cu noi, dar o să încheiem nu un contract, ci o convenție. La ora actuală am rămas să perfectăm convenția între noi și dânsii, ca ulterior să o și încheiem. Hai să o încheiem, că nu s-a dat unde să depunem depozitele. Și această convenție, ce facem? Asta așteptam răspunsul de la dânsii, adresa că sunt de acord. Dar dacă această convenție se încheie peste 3-4 zile, 5 zile, că deja suntem în weekend, ce facem în aceste 5 zile? Ce propuneți să facem? Da, trebuie să așteptăm. Propunerea noastră este ciudată. Putem găsi și
Pot să intervin și eu. Dacă Rostalul are un contract în vigoare cu noi, facem, căutăm să găsim noi soluție unde să ducă el gunoiul. Nu e vorba de asta. Ba da, fix de asta e vorba. E posudul, e pus să... Dar poate să ducă Rostalul la altă groapă. Sunt atâtea gropi. E treaba mea unde duce Rostalul gunoiul. Toate gropile sunt tot de posud, aparțin și în afara județului nu se poate duce gunoiul. Mi s-a spus asta în ședința de mai devreme decât de domnul Grătian. De aceea există acest blocaj. Este și dau judecată ce să fac. El n-are voie să depună la județ. N-are voie la aici. Ăla îl refuză. Și noi suntem așa. Noi speram ca astăzi să avem amândouă proiecte. Ce să vrea? Doamna director, vedeți finalitate prin încheierea acestei hotărâri de Consiliul Local astăzi? Sincer, nu. Pentru că m-am observat, dar speram să vină amândouă la pachet. Adică renunțarea de activității de depozitare, de eliminare și imediat încheierea unui contract sau unei convenții care a venit acum 5 minute cu această propunere. Că de asta am stat și am așteptat să vin și cu celălalt material. Că era convenție, că era contract, nu era nicio problemă, că modificam un proiect de hotărâre, dar din păcate a spus că trebuie să ne uităm peste el și să clarificăm și asta a fost pe nu că nu sunt de acord. Noi am fost convocați în ideea că ne vom aprova când din nou pachet. Nu se poate. Stimați colegi, stimați colegi. Vă rog, domnul Pană. Doamna director, eu am înțeles că aveți un contract făcut în 2019 cu Rosar, în care implica colectare, transport, depozitare, da? Fără de Prima dată, fără depozitare, ce scuze, asta și vreau. Da. Ulterior a făcut un act adițional prin care s-a introdus și depozitarea. Da? Deci, obligatoriu, prin această hotărâre de Consiliu, trebuie să anulați acel act. Se modifică. Sau se modifică. Nu, se modifică acel act adițional cu depozitare, pentru că nu mai are obiectul. Asta trebuie să fie obiectul actului adițional. Exact, exact. Da. Activități de depozitare, nu tarife, cum ați făcut dumneavoastră. Implicit și tarifele, pe urmă, le mai ce s-a folosit. A fost iar tocmai prin introducerea, dar nu a fost introducerea activității, ci modificarea tarifului prim. Și atunci de asta a mers pe tarifare. Adică, să aveți face așa. Nu eliminarea activității, ci modificarea tarifului. Activitatea asta de depozitare, că era în același tarif, dacă se... Stimați colegi, domnul Muscalu, dacă doriți să completați ceva... Da, vreau să zic și eu două vorbe, pentru că, în primul rând, sunt de acord cu toată lumea, deci asta e culmea, știi? În sensul că, atunci când am fost convocat aici de urgență, după ce mai devreme s-a convocat de urgență Consiliul acela local de situații de urgență, s-au avut în vedere niște lucruri care se înlănțuie și care au sens una cu alta. Dacă scoatem una dintre ele, ca un lanț în care am scos o zan și nu mai ajungem la capăt. Deci aici e problema. De-aia toată lumea încearcă să găsească soluții, pentru că situația este foarte grea și trebuie rezolvată imediat. Dar fără toate datele, nu putem să facem acum decât să ne încurcăm unii cu alții și să ne încurcăm și mai rău. Deci, au dreptate colegii, nu putem să facem niște lucruri pe care mâine să ne adunăm să le îndreptăm din nou sau poi mâine, pentru că e cert, în acest moment noi nu avem toate datele problemei. Deci, dacă scoatem această poveste legată de depozitare din contractul pe care îl avem într-adevăr, îi dai posibilitatea să nu-l mai ducă nicăieri și atunci ce facem, rămânem cu el. Da, și nu rezolvăm problema, dar era o rezolvare în momentul în care ceilalți de la ECOSUD preluau de la noi banii și puteam să depunem acolo, să depozităm cu noi, era clar. Fără cea de-a doua, prima n-are sens. Adică, atunci, am o propunere pentru dumneavoastră, dacă sunteți de acord să amânăm ședința pentru mâine, timp în care să continuăm discuțiile cu ECOSUD-ul, astfel încât să ajungem la
o convenție cu ei. Nu este la noi. Problema este la ei, pentru noi am plătit datorile. Noi ne-am plătit datorile, o s-a rugat plătit către ei costul și nu le mai plătește cu noi, da? Da, da. Nu e problema noastră cumva. Adică problema noastră că noi rămânem cu noi să stradă, a trebuit să obligăm cumva să-și facă datoria. Încă o dată, vă rog. Propunerea pentru amânarea ședinței pentru mâine, timp în care să discutați toate detaliile astea cu operatorii, atât de Cosul cât și Rosal, este cea pe care considerați că o putem lua acum? Dacă se rezolvă mâine, dacă poate rezolva astăzi, mâine. Da, se rezolvă. Dacă permite altfel, cred că dacă votăm, și eu sunt de acord, că dacă votăm doar prima parte, fără cea de-a doua, ne complicăm existența. Adică luăm încă o problemă în plus. Rosan nu mai facturează depozitarea și implicit ce să mai ducem? Nu, nu, nu. Am două obligații. Vă rog, domnul Pană, ați solicitat cuvântul. Da, vreau să spun un singur lucru. Și mâine, dacă ne întâlnim, nu va fi nicio problemă, dar să fie acel document, act adițional, deja întocmit și nu trebuie să-l aprobăm. Tocmai asta a spus doamna Găvan mai devreme, că telefonic s-au înțeles, urmând să, nu? Să redactăm un document în sensul acesta. Așadar, având în vedere, încă o dată, stimați consilieri, dragi colegi, cer scuze, nu știu numele cui, dar asta e a situației, intenția a fost una bună de a rezolva astăzi problema în întregul ei, dar având în vedere faptul că Ecosud nu a dat mâna în acest demers, cel puțin deocamdată, dorind o altă formă de document, nu aceea propusă de noi, vă cer scuze pentru derajul dumneavoastră, dar toate discuțiile mi se par a fi fost unele extrem de constructive și este o dovadă de maximă seriozitate a dumneavoastră prin tot ceea ce ați subliniat aici. Vă solicit încă de pe acum, ca mâine, la momentul în care vom fi convocați, să ne strângem din nou și probabil că la momentul acela vom avea complet tabloul acestei probleme și rezolvarea ei. Așadar, declar ședința închisă și vă mulțumesc frumos!